Nu de puține ori au fost cazurile în care giurgiuvenii și-au exprimat nemulțumirile legate de situația străzilor din municipiu. Deși anul trecut mai multe străzi din oraș au beneficiat de lucrări de modernizare, după iarna ce a trecut, alte gropi au apărut în asfalt. Cum era de așteptat, odată cu ele, au apărut și nemulțumirile șoferilor care sunt nevoiți să facă slalom printre craterele din asfalt pentru a-și proteja mașinile. Pentru a găsi rezolvare în situația generatoare de nervi, oamenii aleg orice mijloc de comunicare cu speranța că autoritățile locale îi vor auzi și vor da curs rezolvărilor problemelor lor. Una dintre străzile din Giurgiu care nu a fost asfaltată niciodată este strada Nicolae Titulescu. Mai multe persoane ce locuiesc pe această stradă au apelat la ajutorul televiziunii TV Giurgiu pentru a-și spune nemulțumirile. Vă rog. Faceți o intervenție sau o plimbărică pe strada asta Nicolae Titulescu din strada Gării până în 23 august aici. Și vedeți și dumneavoastră dacă se poate circula cu mașinile sau pietonal. Deci, în condițiile astea, am muncit și noi, ne-am cumpărat autoturisme, ne-am cumpărat pantofiori. Deci dacă plouă, nu putem să trecem cu împărțeală după o parte pe alta. În urma sesizării primite în cadrul emisiunii Audiența, am mers pe strada Nicolae Titulescu să vedem dacă cele relatate de telespectatori sunt adevărate. Aici oamenii pe care i-am întâlnit și-au exprimat și ei nemulțumirile legate de aspectul străzii. Consider că și strada ar trebui finalizată în ceea ce privește, vedeți, arată grup și nu știu ce. Am considerat că anul trecut, fiind prea aproape de iarnă, nu s-a putut termina și anul acesta sperăm să se finalizeze și această lucrare. E strada neasfaltată, ne ține de 5 ani de zile că o face, am schimbat și primar, am schimbat tot și tot nu ne face strada asta. Ne-a pus gazele, ne-a făcut rotarul și te-a zrupt pe mașinile pe aici. Ne minte că tot asfaltează, da. Când o asfalteau. Ați avut promisiune anul trecut? E în promisiune, dar și de la fostul primar și de la actual primar, de la toată lumea, să o asfaltăm, dar vorbe. Întrebat despre situația de față, viceprimarul Alexandru Vladu spune că strada Nicolae Titulescu reprezintă una dintre prioritățile aflate pe lista de investiții pentru anul 2014. Alături de aceasta vor beneficia de lucrări de reparație și străzile Soarelui, Zefirului, Zmârdii și Păcii. Avem o continuare a programului de anul trecut de asfaltare de străzi. Cu un buget propriu, deocamdată, ne-a propus câteva străzi în municipiul Giurgiu. Este vorba de strada Nicolae Titulescu, strada Soarelui, Zefirului, strada Zmârdei și strada Păcii. În funcție de ce bani vom obține în continuare, vrem să mărim numărul de străzi care vrem să le asfaltăm. Avem, bineînțeles, un program pentru fonduri europene, cartiere întregi din Giurgiu care vor fi asfaltate. Potrivit viceprimarului Alexandru Vladu, în 2014 vor beneficia de reparații ale carosabilului toate străzile cuprinse în diferite cartiere giurgiuvene. Astfel de reparații vor fi efectuate în urma accesării unor fonduri ale Uniunii Europene. În cazul străzilor Nicolae Titulescu, Soarelui, Zefirului, Zmârdei și Păcii, costul asfaltării va fi suportat de bugetul Consiliului Local.